Vești cu două tăișuri pentru profesorii Gorjenie. Prin negocierea noului contract colectiv de muncă, sindicaliștii au obținut mai multe beneficii pentru dascăli. Vestea proastă este că o parte dintre acestea nu se vor putea aplica în 2015 pentru că guvernul nu are banii. Din păcate ne confruntăm la aplicarea acestui contract colectiv de muncă de restricțiile impuse de către legea bugetului, în care unele drepturi nu pot fi acordate în anul 2015, printre care ar fi în cazul unui deces al unui cadru didactic erau prevăzute 5 salarii, dar nu se pot acorda în 2015, interdicție prin legea bugetului. De asemenea, la pensionarea cadrului didactic în contractul colectiv de muncă sunt prevăzute 3 salarii, dar la fel sunt restricționate de către legea bugetului. Tot pe baza noului contract colectiv de muncă, profesorii vor beneficia de o zi liberă în plus de Paște și de un spor de stabilitate de 15%, inclus în salariul de bază pentru cei cu vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învățământ. Totodată, pe baza unui acord stabilit cu guvernul, profesorii își vor primi drepturile salariale câștigate în instanță. Un acord care o parte din prevederile acestuia au fost respectate sau îndeplinite până acum și am putea spune despre alocarea sau banilor pe hotărârile judecătorești, chiar în avans. Noi în acord le avem prinse să fie acordate până în luna iunie a anului 2015. Conducerile instituțiilor de învățământ s-au constituit deja într-un grup de unități pentru a negocia cu sindicaliștii condițiile noului contract. Întâlnirea va avea loc în perioada imediat următoare.